După ce au primit pensiile și și-au achitat utilitățile, cei mai mulți dintre pensionari au rămas fără bani pentru sărbători, ca să poată pună pe masă ceva, dar și pentru a le face o bucurie copiilor și nepoților. Cei mai mulți dintre bătrâni au apelat la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Constanța. Sumele împrumutate în această perioadă sunt până în 2000 de lei. Perioada înainte de sărbători, majoritatea să aibă bani de cumpărături, pentru cadouri la nepoți, pentru mâncarea de sărbători, că cât ar avea de puțin, tot își pun pe masă ceva. Cam ce sume solicită? Nu prea mari. Până în 2000 de lei cel mult. Au și 600 și 1000. Dar până în 2000, care iau sume mai mari, iau pentru operații, pentru alte. Au muncit o viață întreagă, iar la bătrânețe se confruntă cu o mulțime de neajunsuri. Nu este pentru prima dată când pensionarii se văd nevoiți să se împrumute în preajma sărbătorilor. Chiar dacă nu și-ar fi dorit să intre noul an cu datorii, bătrânii spun că aceasta este unica soluție pentru a se descurca financiar. Să-mi iau lemne și să-mi iau pregătiri pentru Crăciun, când vin nepoții, și să am cu ce să-i servesc la masă. Să nu-și uite obiceiurile cu pomul de iarnă, cu cadouri, cum erau învățați de copii. Pentru Crăciun. Pentru sărbătorile de Crăciun. Da. Pentru cadouri, pentru masă, ce vreți să faceți mai exact? Cadouri, masa de Crăciun. Asta e. Cui vreți să oferiți cadouri? La nepoți. Pentru casă, nu avem bani. Pensia mică, de unde să avem? Pentru masa de sărbători, pentru cadouri? Da. Pentru cadouri, masa de sărbători. Porcul, găina, nu avem nimic. În funcție de suma împrumutată, pensionarii pot returna banii într-un interval de 18, respectiv 24 de luni.